Pentru a parcurge cu bine noul an, specialiștii ne îndeamnă să fim deschiși la nou și să ne desprindem de vechile tipare de gândire și comportament. Va fi un an unde cel mai bine vor câștiga persoanele dispuse să vină în întâmpinarea schimbării, celor care vor să își valorifice adevăratele talente și celor care, în sfârșit, își doresc să facă ceea ce au în suflet, nu neapărat în minte. Așa cum prevăd și astrele, oamenii așteaptă o schimbare de la noul an, o schimbare a nivelului de trai care ar trebui să vină din partea celor care ne conduc. Să fie mai bun. Și parlamentarii să mai se gândească și la ăștia care nu are. Să facă în așa fel să ne dea și nouă un trai mai bun, fericit, ca să nu ne mai plece copiii în străinătate. La toată lumea ceva mai bine decât acum, că e totuși destul de greu, destul de greu. Prețurile mari, salarii, pensiile mici, încolo, fericire să dea Dumnezeu numai bine. Anul 2014 le va aduce românilor 12 zile libere, însă numai 9 dintre acestea vor cădea în cursul săptămânii.